Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Nu am mai avut timp să postez. S-au întâmplat foarte multe. Fetele au fost foarte agitate, în special Claudia. Nu știu ce a fost cu Claudia zilele trecute, dar foarte, foarte mult a plâns. De fapt, nici nu plângea, nu știu, urla mai mult, parcă era nervoasă, se încorda foarte mult. Deci ori dormea, ori urla. Foarte, foarte, foarte mult a urlat. Nu, deci nu pot, nu știu cu ce să compar. Nu am mai reușit să filmez mare lucru. Așa că vreau să vă povestesc pe scurt cam ce am mai făcut, pentru că am tot primit întrebări și mesaje și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Despre Melissa sau cu Melissa voi face un filmuleț special pentru că împlinește un an și să vă povestim așa ce facem noi la un an sau ce nu facem noi la un an. Așa că mă voi axa mai mult pe Claudia în acest filmuleț. Am fost la Marea Clinică de Epilepsie din Germania. Ce te rinzești? Ce limba alba ai! Ioi, ce limba alba ai și ce gură cu toate! Sincer, nu am făcut mare lucru, nu am aflat nimic nou. Erau chestii pe care le știam deja, însă în anumite probleme am mai primit puțină lumină, mici lămuriri, dar nu nimic ieșit din comun. Oricum v-am spus că nu mă duc cu mari așteptări. Claudia nu se simte prea bine și medicamentele nu-și fac efectul așa cum ar trebui, nu pot să-mi dau seama sau combinația dintre ele.
Habar n-am. Dacă nu-i dăm medicamente, îl face niște crize foarte, foarte urâte. Dacă îi le dăm, e agitată și se încordează și de foarte multe ori vomită. Nu știu ce să spun. Chiar nu mai știu ce să fac. Nu. La medici degeaba mergem că răspuns nu primim. Însă un lucru care mi s-a părut așa interesant și pe care l-am aflat la clinica aceasta din Germania, ne-a spus doctorul că da, este foarte posibil ca toate crizele de epilepsie să se fi declanșat la Claudia din cauza primului vaccin, pentru că noi am făcut marți primul vaccin și duminică a început cu crizele de epilepsie. Însă ne-a spus că oricum Claudia era predispusă să facă astfel de crize din cauza problemei pe care o are, așa că vaccinul doar i le-a declanșat și ar fi putut la fel de bine să îi declanșeze aceste crize de epilepsie o răceală sau orice, nu știu, așa un șoc mai mare asupra corpului. Nu pot să spun că m-a convins în totalitate pentru că a avut Claudia două șocuri destul de mari, dacă nu mai multe, dar cel puțin două anestezii totale avută înainte de a îi se declanșa crizele și nu s-au declanșat. În fine, deci tot susține și acest medic că vaccinurile sunt bune și sunt sănătoase pentru organism. În fine, în rest noi ce am mai făcut? Bucătăria mea cred că nu o să fie gata niciodată. Este destul de greu pentru că Florin lucrează în timpul săptămânii și mai facem și noi așa ce mai putem sâmbăta. Și e greu așa dintr-o sâmbătă în alta să mai miști câte ceva, dar om terminau până la Crăciun, nu știu ce să zic. Când o fi să fie gata o să vă arăt, dar mai durează. Altceva... A fost destul de greu așa cu toată povestea Sofiei. Sofia a avut 2 ani și jumătate, problema asemănătoare cu cea a Claudiei, s-a dezvoltat diferit față de Claudia. Nu a făcut crize de epilepsie, însă a dezvoltat alte probleme de sănătate. Și nu pot să spun că nu m-a afectat, pentru că mă gândeam, puteam să fiu eu în locul Danei și putea să fie Claudia în locul Sofiei și... Când treci printr-o problemă asemănătoare sau printr-o situație asemănătoare, simți altfel cu cei din jurul tău și în cazul meu eu simt altfel cu Dana, simt durerea ei, nu ca și cum ar fi a mea, pentru că aș fi ipocrită să spun că mă doare ca și cum ar fi vorba de copilul meu, nu, dar înțeleg altfel durerea ei. Da. Florin muncește, eu pe acasă, însă de o săptămână, de aproape o săptămână, mi-a venit din nou ajutor din România, se numește tot Dana. Nu este Dana cu Sofia, este altă Dana, o să o vedeți probabil în filmulețe. Dar cam asta e așa nou de spus. Am mai primit întrebări cum reacționează Claudia la ulei. Ei bine, Claudia nu reacționează cam în niciun fel la ulei, nu mi se pare că face acest ulei nimic special. Bine, probabil și din cauza că îi dăm o cantitate foarte, foarte mică. Nu prea am cum să-i dau mai mult pentru că mi-au dat 10 ml de ulei, din care eu oricum i-am dat puțin mai mult, că nu aveam cum să iau exact cantitatea, plus că se mai mângea și seringa la exterior și se pierdea și pe acolo ulei. Da. Deci nu prea am cum să-i dau mai mult deocamdată până nu primesc rețetă de la medic și scrisoare de la medic că pot să-i dau mai mult și atunci să primesc și eu mai mult ulei să am de unde să-i dau. Dar deocamdată nu am observat mare lucru. Clinica aia, iarăși, e clinică de tot oameni, sunt acolo tot doctor, nu e nimic ieșit din comun, doar că au întâlnit mai multe tipuri de epilepsie și mai multe feluri de crize și au mai multă experiență, dar mai mult nimic. Și cam atât. Vloguri nu știu când voi mai reuși să fac, pentru că vreau să-mi termin și eu puțin pe aici, așa să fac, să-mi fac treaba, așa, adică nu prea am ce să vă arăt. Cam același lucru se întâmplă în fiecare zi și nu am așa nimic interesant de arătat. Dar voi mai face așa filmulețe pe diverse subiecte ca să
Na, să nu se lase așa o liniște completă pe canal. Bun. Nu cred că mai îmi vine nimic în minte. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în continuare și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. V-am pupat!